Sorin Bontea, șef Sorin Bontea, a venit cu al său câștigător. Cristian Șerb este câștigătorul primei ediții, șef la cuțite. Bună dimineața! Salut, felicitări! Mulțumesc mult! Avem și trofeul pe aici, pe undeva. Măi, a dat norocul peste tine, ca să zic așa, că citeam fișa și îmi venea să te iau de guler. Cum o să câștigi 30.000 de euro la concursul ăsta după ce ai luat 2 miliarde la casino? Oh. Ce ai făcut? Eram mai mic. Când ai câștigat? Concursul sau... Concursul știu că l-ai câștigat aseară, că a fost finala, mă uitai și eu. Când ai câștigat banii la casino? 2014, februarie. Ce ai făcut cu banii? Am cumpărat un apartament. Și 2-3 cuțite de bucătar, nu, a? Voi cumpăra din premiu. Ia uite, mă, vezi că l-am prins. Ce să zic, felicitări amândurora. A fost o competiție strânsă. Fiecare șef a avut câte un membru al echipei în final. A fost o competiție dură. Înțeleg că unii n-au știut să piardă. Absolut deloc. Scărlătescu, cred că e și acum ai plecat, nu? Am văzut că a plecat din studio. Cred că e și acum ai pe câmpuri. Adică l-am observat așa cu coada ochiului, cumva, cum a dispărut așa, da, imediat din peisaj, știi? Adică, cred că s-a așteptat să câștige, dar să fiu sincer, nici eu nu eram 100% că va câștiga Cristi, știi? Dar... Te-am văzut și pe tine panicat în momentul în care Gina a spus aveți un minut să le dați ultimele sfaturi. Te-ai uitat așa în tavan și ai zis dacă faci pește să scoți oasele. Asta a fost primul lucru pe care... Este o chestie foarte importantă. Erau cei mai buni șefi din România, da? Cei care degustau. E, în momentul ăla, dacă ai trimis un pește cu oase, deja ești terminat. Ai fost vreodată în fața lor cu un preparat, în fața șefilor care au venit la jurizare? Te-ai aflat vreodată în cariera ta în fața vreuna dintre ei? Să știi cum cred, nu mi-aduc aminte. Dar te-ai pus în patofii lor și știai exact dar, ce vrei de la un concurent. M-am pus în locul lor și știu că am jurizat farfurii și cel mai neplăcut în momentul în care primești un pește, mai ales dacă nu e gătit întreg, să știi la ce să te aștepți și primești un filet de pește, în momentul când ai dat de oase, deja gata, l-ai terminat. Cristian, de ce ți-a fost cel mai frică în tot concursul ăsta? De tine, de ceilalți concurenți, de momentele de panică pe care poate nu știi la 22 de ani cum să le gestionezi? De ce ți-a fost cel mai tare frică? În concurs cred că mi-a fost cel mai mult frică de mine. Exact, de emoții și de cum voi trata lucrurile. Încercam mereu să nu mă pierd și să fiu eu. La ce te gândeai în momentul în care aveai, nu știu, o oră și jumătate să pregătești un super dish? Mereu mă gândeam că timpul trece mult mai repede decât mă așteptam eu. Și mă concentram acolo, nu pot să-ți exprim exact ce simțeam atunci. Când te-ai înscris la concursul ăsta, te-ai gândit vreo secundă că o să-l câștigi? Din momentul în care am auzit de acest concurs, am simțit, așa am trăit, că eu voi câștiga. Deci ai plecat cu mentalitate de învingător. Da. Bravo. Destul de rar la 22 de ani. Asta îmi place la Cristie, chestia, cu toate că are 22 de ani, este foarte ambițios și își dorește foarte mult să câștige. Și are și aptitudini de șef. Adică știe să dirigeze, știe să coordoneze. Exact, exact. Adică are și carismă, are talent, că asta e cel mai important. Dacă nu te naști cu talent, degeaba. Poți să muncești e și foarte multă muncă, dar trebuie să ai și talent. Ai mâncat ceva făcut de mâna lui Sorin? Că noi n-am mâncat, de-aia zic. Da, am mâncat. Ai mâncat? Am mâncat. Și ai avut așa 2-3 sugestii să-i dai? Sau te-ai abținut? Sincer, nu că este, că a fost șeful meu, că este și va rămâne, dar... Mereu am găsit tehnica și exact ce mi-am dorit să mănânc și când am gustat, am spus, bă, asta e, nimic era, în plus, nimic în minus. Era să mănânci și puțină bătaie de altfel. A, da? Pe lângă asta. Se practică asta? E ca la gimnaste? Se acceptă. Eu când am început bucătăria, da, prin 86, cam șefii aruncau, ba cu una, ba cu alta după tine, mai primeai și cu o palmă după ceafă. Care a fost primul preparat pe care l-ai făcut de cap-coadă? Primul preparat, cartofi prăjiți, mă gândesc, că acolo au început toți, știi? Toți au început de la cartofi. Toți începem de la cartofi, nu e nimic nou.
Dacă ar fi să vă deschideți împreună un restaurant, care ar fi preparatul tău de care ai fi foarte mândru și ar fi trecut la recomandarea șefului și care ar fi preparatul tău pe care l-ai pregătit să-l punem pe prima pagină în meniu? Cristian, începe tu. Cred că aș, nu știu exact ce aș pune, dar aș pune carne, că carne mă gândesc numai la vită, dar... Deci e clar, o să avem un meniu numai cu carne. Păi nu de altceva, dar șef este cel mai bun pe carne și... Deci, așa ne amenință de când ne cunoaștem. Băi, să mănânci carne din mâna mea o dată, să vezi cum e. Și de atunci tu cu amenințarea a rămas. Bun! Am făcut și asta. Primul câștigător al emisiunii, al concursului Șef la cuțite, este Cristian Șerb. Veți mai auzi de el, are 22 de ani. Sorin garantează pentru el și că e pregătit pentru funcția asta de șef și că din mâna lui ies preparate minunate. Dacă a reușit să impresioneze în atâtea runde, atâția fiind cunoscători ai mâncării, este deja, cum să spun, atul lui principal. Mulțumim tare mult că ați venit. Și noi mulțumim pentru felicitări. Și când încasezi banii, o bere la prezentatorii de la Neața. Asta este regulă pentru fiecare câștigător de concurs de la Antena 1. Luăm o scurtă pauză. Ada Balada vine pe la noi. Stai aici.